Dubai, bine te-am găsit! Fă-ți bagajele și pornește în aventura care te va lăsa cu cele mai frumoase amintiri din câte ai adunat până acum într-o vacanță în Dubai. Fie că alegi să mergi cu prietenii sau cu familia, orașul aurului, cum mai este supranumit, reprezintă destinația care îți va oferi un pachet complet, adică distracție, relaxare, sesiuni de shopping, plimbări, experiențe incendiare, cultură, istorie și obiective turistice impresionante. Explorați mediul marin cu o plimbare impresionantă prin tunelurile de sticlare a acvariului The Last Chambers in Atlantis, The Palm. Rechini, pisicile de mare, peștii pirania, homari și cele mai mici specii de căluși de mare sunt doar câteva dintre creaturile cu care veți da nas în nas în această fascinantă lume subacvatică. Concepute după tematica orașului pierdut al Atlantidei, tunelurile subacvatice au rol de a vă transporta în această civilizație pierdută de nave naufragiate și ruine, unde veți întâlni cele mai uluitoare și colorate forme de viață subacvatică distribuite în 10 încăperi admirabile. Este un oraș tânăr care a luat naștere din nisipul deșertului acum aproximativ 20 de ani. Dubai reprezintă cel mai modern oraș care, împreună cu alte 6, alcătuiește Emiratele Arabe Unite și oferă clădiri înalte, hoteluri luxoase și magazine opulente. Treptat, Dubai a început să fie un oraș din ce în ce mai căutat datorită frumuseții pe care o deține. Clima orașului Dubai este tropicală și deșertică, cu puține precipitații și cu temperaturi cuprinse între 16 grade Celsius și 48 de grade Celsius. Atracția turistică Burj Khalifa, care mai purta denumirea de Burj Dubai, înainte de inaugurare, reprezintă cea mai înaltă clădire din lume. Burj Khalifa a fost inaugurat în anul 2010, are 828 de metri, 163 de etaje și 300 de camere. Restaurantul clădirii Burj Khalifa se află la o înălțime de 442 de metri. Prețul de intrare la Burj Khalifa poate fi în jur de 30 de euro pentru o oră și jumătate. Deșertul Dubai este o altă atracție pe care trebuie să o treci pe lista celor pe care nu ai voie să le ignori. Ca să ajungi aici, trebuie să închiriezi o mașină, deoarece drumul până la deșert durează aproximativ 50 de minute, dacă pleci din Dubai. La moscheea Sheikh Zayed și la hotelul Emirates Palace poți ajunge foarte ușor. Moscheea reprezintă una dintre cele mai mari moschei din lume, suficient de încăpătoare
pentru 40.000 de oameni. Prețul pentru atracția turistică a moscheei este de aproximativ 41 de euro. Pentru disponibilitatea biletelor și alte informații adiționale, poți accesa site-urile de specialitate. Burj Khalifa se vizitează cel mai bine seara. Vei avea lumina perfectă pentru cele mai reușite poze. Tot seara, fântânile din Dubai încep programul artistic. După ce vizitezi Burj Khalifa, îți recomandăm să faci o mică plimbare pe lângă fântâni. Fântâna din Dubai reprezintă una dintre cele mai importante obiective turistice pe care nu trebuie să le ratezi. Fântâna din Dubai propulsează apă până la 150 de metri înălțime. Fiecare jet de apă este colorat și iluminat și se mișcă simultan, în funcție de temele muzicale. Două spectacole au loc după masă, la orele 13 și 13.30, exceptând zilele de vineri, când programul lor este de la 13.30 până la 14. Spectacole de seară încep de la apusul soarelui, se repetă la fiecare 30 de minute până la ora 23.